Legat de proiectele depuse, nu le mai anunț încă o dată, eu le-am mai spus și în alte conferințe de presă, dar pot spune că am semnat contractul de finanțare la Spitalul de Copii, așa cum am spus într-o altă conferință de presă, și am semnat în data de 3.12.2018 un alt proiect cu fonduri europene, dezvoltarea capacității administrative, și aici este vorba de un proiect în valoare de 3,1 milioane lei, în speță dotarea primăriei Bălaș și a serviciilor cu calculatoare și laptopuri, softuri. Este un proiect care va eficientiza activitatea din cadrul primăriei Bălaș. Semnat în 3.12.2018. Tot legat de proiectele depuse pe fonduri europene, în data de 12.12.2018 am avut vizita în teren la proiectul Mobilitate Urbană. Este cel mai important proiect al nostru pe care l-am depus. Este în valoare de aproximativ 15 milioane de lei și în urma vizitei în teren am obținut 87 de puncte. Este un rezultat bun, lăudabil și așteptăm, spunem noi, să parcurgem o altă etapă importantă în legătură cu acest proiect. Mai spun încă o dată, acest proiect, practic, nu e un proiect, sunt două proiecte, unul de 4,8 milioane euro pe mijloace de transport și 10 milioane de euro infrastructură. Străzi, trotuare, stații de autobuze și parcări. Trotuarele se referă la acest inel al municipiului Bârlad, începând cu Iepureanu, la unitatea militară, deci confecție, unitatea militară, gară și chiar la FEPA, străzi și trotuare, trotuare pe strada Republicii din Bârlad, de la intrare din partea de nord până în partea de sud și trei parcări mari la intrările din partea de nord, la Galamar, la Podul Verde și în partea de sud, acolo, la Floricică, cum îi spunem noi. Le mulțumesc celor care au muncit la proiectele cu fonduri europene. Fără sprijinul lor nu s-ar fi putut realiza depunerea acestor proiecte importante.